Peste 1000 de păpuși în costume populare și de epocă din colecția Asociației Muzeul Jucăriilor pot fi admirate la Muzeul Național de Istorie a României până în luna septembrie. Aceasta este cea mai mare colecție de acest fel prezentată până acum publicului. Expoziția conține 200 de piese în costume populare românești, care au fost realizate în perioada 1960-1980. Alte 800 de păpuși îmbrăcate în costume populare și de epocă din Germania, Franța, Italia, Spania, Belgia și Olanda completează proiectul expozițional. Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul Național de Istorie a României de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.